Să vorbim acum și cu dumneavoastră. De când sunteți angajat frizer la Cotroceni? Eu acum sunt din 90. 90 martie mai. Ați fost și frizerul lui Ceaușescu? Doamne ferește, nu. Am fost al lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Am fost frizerul lui. Eram mic copil și tovarășul Dej mă legăna și eu îl berbeream. Știți, era... Bun. Aveți o experiență. Și după Dej, angajatul cui ați fost? Da, înainte să vă spun cui angajat, am o amintire foarte frumoasă despre domnul grădinar, care a pus pe acolo, la un moment dat am găsit căutând pe jos prin prut, am dat cu mâna și am dat de 2 numuliți. Zic, domne, totuși să aduci numuliți și chestii din Cretacic, din Mezozoic, pietre de mină, flori de mină, l-am întrebat totuși de unde, de ce le-a pus? Nici în ziua de azi nu mi-a răspuns, a zis că se păstrează. Și se păstrează, de ce vă păstrați? Se păstra secret, la ora aia se păstra secret, eu îl păstram. Dar eu nu am vrut să fiu oportunist, nu am vrut. Dar eu în toate barajele am pus roci, am pus flori de mină, am pus cristal de cuarț, am pus foraminifere, am pus nomuliță, am pus... Dar la ce v-ați gândit când ați făcut toată treaba asta? Eu m-am gândit că apa trece, pietrele rămân, adică transpus latinic, cum l-am transpus eu, hidrologia trece, geologia rămâne. Acesta este proverbul momentului. Apa trece, pietrele rămân. Foarte frumos, minunat ați explicat. Să revenim la dumneavoastră. Înainte de 89, cu ce v-ați ocupat? Înainte de 89, eu tot frizer am fost. Nu am trădat această meserie nici după moartea tovarășului Dej. Am fost exilat, m-am autoexilat în Republica Federală Germană, unde am practicat tunsul, pentru că vreau să vă spun, nemții se tunde fantastic de mult. Se tunde de 2-3 ori pe zi, le place tunsul extraordinar, până sus se tunde nemții, dacă ați văzut. Și ce v-a determinat să veniți în 89 înapoi în țară? Faptul că s-au unit Germania, nu mai prea era război între ei, a dat jos zidul, nu mai se tunde așa de des. A luat din est părul mai lung de la cei din est, nu sandale de piele. Dar concret, cu ce v-ați ocupat după 89? După 89 am zis, dacă tot am strâns 200.000 de mărci, zic să cumpăr niște acțiuni în România. Că și unde le-ați cumpărat? La fabrica de ciment din Megidia am cumpărat. Și le-ați pierdut, nu? Acțiunile? Da. Nu, le-am acasă, banii am pierdut atâta. Da. Hârtiile au rămas, banii s-au dus. Hârtiile sunt acolo, lângă numuliți, eu le țin cu numuliții. Și cum ați ajuns să fiți angajat frizer? Eu când m-am dus și a aflat domnul Iliescu că eu am lucrat în Germania, lui îi place să se tundă nemțește fantastic. De când era odată să vină domnul Helmut Kohl, se tot pregătea. Până la urmă nu a mai venit domnul Helmut Kohl, să vede, poate o să vină, n-am ce să fac. L-am tuns, dar mi-a plăcut că aveam ce berberii, aia era. La domnul Iliescu, berberam. Acum, vedeți și dumneavoastră, după schimbare, numai pe lângă pomeți, ce mai pot să... Acum tunsul-i baga. Acum tunsul-i la putere. Să încheiem această discuție, să-mi spuneți dacă mai există colegi de dumneavoastră în situația aceasta de a se schimba din mers. Mai avem, v-am spus că SPP-ul a plecat de jumătate, dar avem de la departamentul de SOSI, mai sunt cei care nu au plecat. Ce departament ăsta? Este departamentul de SOSI. Este departamentul... Dubluri. De dubluri, da. De dubluri sosiice. Deci aveți colegi, să putem să-i cunoaștem? Sigur că da. Și ei au venit să ceară mărire de salariu. Să intre, domnilor, poftiți! Iată... Pentru prima dată în experiența mea stau de vorbă cu dublurile unor mari personalități politice, respectiv dublura domnului Iliescu și dublura domnului Constantinescu. Este grea viața de sosie? Noi am declanșat deja pârghiile unor mecanisme. Nu. Vă rog frumos să vă eliberați de personaj. Știu că ați fost ani de zile dublura domnului Iliescu. Dar cum vă cheamă pe dumneavoastră ca cetățean? Ilie Ionescu. Da. Domnul Ionescu, eliberați-vă de personaj și fiți dumneavoastră. Pur și simplu. Dați-mi câteva
eu știu, elemente din activitatea dumneavoastră, ca să înțelegeți și noi ce înseamnă să fii dublură de președinte. Ca să mă refer mai exact la câteva evenimente, mai ales din ultima parte, din confruntarea aceea electorală. Iată, de exemplu, mie mi-aparțin multe din greșelile care au fost atribuite pe nedrept președintelui Iliescu. Președintele... Un exemplu concret. Un exemplu concret a fost la confruntarea televizată de la Pro. Care dintre ele? De la... Prima confruntare. Prima confruntare, da. De la prima confruntare. Ce anume? Ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat că mi-am ieșit din controlul meu personal. Deci dumneavoastră ați fost la prima confruntare, nu domnul Iliescu? M-am adresat nepoliticos cum tale, domnului Constantinescu. Deci nu e vina domnului Iliescu? Nu este vina domnului Iliescu, să știți că s-a supărat foarte tare. Și ce mi-a făcut? Ce v-a făcut? O întreagă după amiază mi-a vorbit cu tu. Da. Și a doua zi, la ProTV, tot dumneavoastră l-ați înlocuit? Nu, nu. A doua zi a venit dumnealui personal. Pentru de ce? Că, știți, dumnealui estimează foarte mult pe domnul Tatulici. Și a vrut să vină personal, în persoană. Dar și pe domnul Șerbănescu. Pe domnul Șerbănescu, da. Estimează. Și pe Iolanda Stăniului. Pe Iolanda Stăniului, nu. Eu cred că e ceva cu guvernul Stolojan, nu știu. Nu, da, nu mă rog, amintiri de ale dumnealui. Să trecem peste asta. Acum să vorbim și cu dumneavoastră. Cum v-a venit ideea să deveniți dubliură a noului președinte? Această idee nu mi-a venit mie. Această idee s-a produs într-o zi, când stăteam, cum stă tot Bucureștiul, fără treabă, în față la universitate. Și la un moment dat m-am simțit că cineva mă bate pe umăr. M-am întors și era domnul Caramitru, care împreună cu domnul George Pruteanu m-au văzut și au spus: Emile, ce faci? E treabă la guvern, liberale, mergi acolo, nu sta aici fleaura în fața universității. Și dumneata ce ai făcut? Atunci eu m-am uitat mirat, adică m-am uitat surprins complet și atunci domnul Pruteanu i-a spus lui domnul Caramitru: vezi, Pino, de o săptămână este președinte și deja nu ne mai cunoaște. Așa e la noi, n-avem... Dar nu era vina dumnealui, era o confuzie absolută. Absolut că o confuzie și chiar s-a enervat. N-ați încercat să-i lămuriți că nu sunteți dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți altă persoană decât domnul Emil Constantinescu? N-am avut timp, pentru că a venit Dan Iosif și m-a alergat până în pajura din spate și îmi dea o insignă. Da. Și... aveți... 2 minute fiecare să vă adresați reciproc câte o întrebare. O întrebare din suflet, o întrebare necorozivă, da? Care să nu vă pună reciproc în situații delicate. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Ionescu. Vă rog, o întrebare foarte scurtă pentru colegul dumneavoastră. Iată, în data de 26 iunie, sosia domnului Frunda a afirmat că Ardea... Domnule, nu, o întrebare simplă, nu lăsați dumneavoastră vorbiți prea mult. Simplu, asta e întrebarea și cu asta am terminat. Da, avem cunoștință că într-un interviu acordat unei publicații de peste hotare, ați afirmat că monarhia... Nu, domnule, stai, lasă, am spus, fii mult mai... Chiar îmi place această întrebare și... Chiar aș vrea să lăsați mai pe larg să vorbească, ca să-l pot pune la punct imediat. Stați. Scurt, întrebarea și atât. Se știe că vreți să revizuiți legea caselor naționalizate. Lăsați. Hai să vedem. Puteți să-i răspundeți? Explicat în, nu. Ceea ce nu a învățat domnul Ilie Ionescu atâția ani este că la întrebări se pune semnul de întrebare. Aceasta i-am spus-o tot timpul. Nu știe... Și acum... Da. Adresați și dumneavoastră lui o întrebare. Vă rog. Da, acum puteți să mă întrebați. Mai faceți o dată că n-am văzut bine. Mai faceți o dată. Întrebarea. Domnule Ilie Ionescu, credeți în Dumnezeu?
Bine, bă, Costele, bă, dă-o încolo, mă, da? Cum ne-am înțeles noi, mă, să nu-mi pui întrebarea asta, mă? Ce am avut? Asta era cea mai bună. Tu știi că nu pot să răspund la ea, mă, dă-o încolo. Vă rog să vă liniștiți. Nu, nu, nu. Stați, o secundă, o secundă. Este momentul să ne împăcăm, măcar noi dublurile, da? Este 1 decembrie și de astăzi începe luna reconcilierii. Români pentru români. Să facem așa cum ne-a învățat Nene Iancu. După alegeri ne îmbrățișăm și ne pupăm pentru că suntem cu toții români mai mult sau mai puțin onești. Vă rog, domnilor!